Surpriza anului în tenis, românca Alexandra Dulgheru a plecat la Varșovia să strângă bani ca să-și ia un telefon de ziua ei. A dat lovitura, a câștigat 100.000 de dolari, bani cu care poate să-și ia 1.000 de telefoane. Alexandra este fericită că doar ea și Mircea Lucescu au făcut senzație cu steagul României în ultima săptămână. Alexandra Dulgheru a revenit în țară după săptămâna fantastică de la Varșovia, unde a câștigat primul ei turneu din carieră și a făcut singură cadoul pentru cei 20 de ani pe care îi va împlini peste doar câteva zile. Vreau să-mi iau un telefon, dar cred că mai frumos decât telefonul este această victorie. O sumă destul de mare pe care ai câștigat-o. Ce vei face cu primii bani? Păi o să-i folosesc la turnee, pentru că știți, tenisul este un sport foarte scump. Alexandra a sărbătorit succesul de la Varșovia, ca Mircea Lucescu la Istanbul, câștigarea UEFA, a defilat cu steagul României. O săptămână foarte bună pentru români. Am urmărit meciul cu plăcere și mă bucur foarte mult. Dulgheru a fost așteptată de președintele ei de la Federație, Ruxandra Dragomir, speră ca Alexandra să-i depășească performanțele și să treacă de sfeturi la Roland Garros. M-am gândit să ofer acest glob și ea să-și puncteze singură fiecare turneu câștigat.